Parte a emisiunii, cred că s-a rezolvat și problema cu telefoanele, avem doar telefoane în direct. I-am ca invitați pe domnii Mihai Mihaiescu, expert în probleme de minorități, de minorități naționale, scuzați-mă. Lucrează și la prefectură, de consultanță prefectului de Suceava și domnul arhitect Gheorghe Bănoaru, specialist în patrimoniu. Am vorbit multe, multe chestiuni pe care, dacă ar fi fost după noi aici în studio, erau de mult rezolvate, dar sunt convins că se vor rezolva. Vă rog să-mi luați primul telefon. Pe domnul academician Ion Hadârcă, senator, unul dintre parlamentarii care au participat ieri, au făcut parte din grupul celor 19 parlamentari români, care s-a întâlnit ieri dimineață cu ambasadorul Republicii Ucraina la București. Îl avem. Bună seara, domnul academician! Bună seara, vă salut. Ne auziți? Vă salut. Salut participanții la emisiune și pe toți telespectatori. Vă mulțumim frumos. Domnul Gădimcean, ne cerem scuze că am întârziat, dar am avut o deficiență tehnică pe care am reușit-o să o rezolvăm. Bine că... Domnul Gădimcean, ați participat ieri, le spuneam și celor care ne privesc, la acea întâlnire cu ambasadorul Republicii Ucraina. Cum a fost acolo? Da, a fost o acțiune absolut necesară. Era dictată de împrejurările care s-au creat după adoptarea de către Rada Supremă a legii cu pricina, păguboasa lege cu pricina, așa. Și în urma deciziei Parlamentului României, care a avut loc cu o săptămână în urmă, pe 20 septembrie, unde a fost adoptată și o declarație a Parlamentului în legătură cu situația creată după adoptarea de către Rada Supremă a unei legi restrictive pentru comunitățile, pentru minoritățile naționale din Ucraina, care afecta o lege care afectează, într-un fel, în primul rând, comunitatea română, asta ne doare cel mai mult. La aceeași ședință în plen s-a decis crearea unui grup parlamentar care ar lua legătură cu parlamentarii din Rada Supremă a Ucrainei pentru a discuta starea de lucruri creată după acțiunea lor. Bine, între timp a avut loc ceea ce s-a întâmplat. Președintele Poroșenco a promulgat legea respectivă și ca atare se crease o situație de suspans. Noi ne vedeam, eu mi-am exprimat chiar nedumerirea dacă mai este utilă această comisie și ca și întâlnirea de altfel cu ambasadorul Ucrainei, Oleksandr Pankov. Excelența sa, Oleksandr Pankov, a fost însoțit de un consilier probabil, un oarecare stoian, care nu a vorbit, a vorbit doar Oleksandr Pankov. Am remarcat faptul că a vorbit în română. Bun, între timp s-au întâmplat mai multe lucruri. Au fost mai multe declarații, atitudini, mesaje, comunitățile românești, din țară, din afară, parlamentarii, persoanele responsabile, declarația ministrului de externe, suspendarea vizitei președintelui României Iohannes în Ucraina, tot din această cauză. Care e o prostie, după părerea mea? O intervenție și o declarație politică imediat după adoptarea de către Rada Supremă, mai multe acțiuni de genul acesta. În sfârșit, odată ce s-a întâmplat această întâlnire, au participat la ea majoritatea, adică toți cei 19 parlamentari. Întâlnirea a fost din partea Parlamentului, a grupului parlamentar, a fost moderată de către senatorul Ecaterina Andronescu, cu o scurtă introducere, unde a ascultat punctul de vedere a domnului Alexandru Pankov. Dumnealui în fond, ceea ce a zis și am comentat după zisele dumnealui, că a fost un fel de cântec de sireme, pentru că legea ca atare este restrictivă și ea este deja promulgată. Am vrut să aflu părerea în special de o clauză din articolul 7 al acestei legi, care prevedea legea 3419, așa numită lege ucraineană, care prevedea o perioadă de tranzit
de tranziție foarte redusă pentru grădinițe și clasele primare din școlile românești până în 2020. Dumnealui ne-a asigurat, în primul rând, că nu e adevărat că, după care ar fi trecut toți la limba ucraineană, ne-a asigurat că nu e adevărat, că nu există o asemenea clauză și iarăși marșim pe ideea aceasta de a împăca lucrurile. Bine, au vorbit și alții senatori, deputați destul de tranșant, domnul Ardelean de la PNL, domnul Eugen Tomac de la PNP și domnul Constantin Codreanu de la Cidarian de la PNP, de la PSD. A fost așa un mesaj coerent al tuturor parlamentarilor români. Cred că poate că și lucrul acesta a influențat asupra faptului că astăzi auzim că există o predispoziție, dar vorbim doar la acest capitol, că există o predispoziție a Radei Supreme, a factorilor de decizie, ca să revadă. Probabil că și în urma vizitele Ministrului Educației Naționale, Liviu Pop, în Ucraina, în Kiev, s-ar putea întâmpla ca să se mai schimbe starea de lucruri. Asta vrem cu toții și asta o așteptăm de la autoritățile ucrainene. Sigur, domnul senator, sunteți parlamentar. Știți foarte bine că Parlamentul unei țări poate face și desface o lege. Poate amenda o lege. Am înțeles că ieri a fost o propunere acolo în cadrul acestei întâlniri. Cineva a propus ca norme de aplicare sau legea să fie amendată în următorul sens. Popoarele, naționalitățile care provin din țări membre ale Uniunii Europene, la aceste popoare să nu se aplice. Pentru că, domnule senator, noi știm foarte bine pentru ce a fost făcută legea asta. N-a fost făcută împotriva românilor, sau ungurilor, sau polonezilor. De acord. Da, mai ales că a fost o reacție foarte activă din partea Ungariei, oficialităților ungare, și Ucraina și-a declarat foarte explicit cursul geostrategic spre integrarea europeană, spre asumarea respectării drepturilor omului, a minorităților naționale, a cartei limbilor minorităților naționale, a tuturor prevederilor și a normelor de drept care ar permite ca Ucraina să se încadreze mai firesc în spațiul european. Această încadrare presupune evident respectul acesta și noi nu vorbim acum de să zicem că am cer și noi să ne se creeze niște clauze. Ucraina trebuie să respecte drepturile acestea dacă dorește să se integreze și să vină în rând cu popoarele europene care deja au acceptat aceste norme. Drept exemplu este chiar România, care are o atitudine foarte, foarte constructivă față de minoritatea ucraineană, lucru care s-a și spus în cadrul acestei întrevederi. Domnul senator, noi avem în studio chiar pe vicepreședintele Uniunii Ucrainilor din România, dânsul este și expert în naționalități, avem aici și un expert în patrimoniu. Eu, unul, sunt mai des la dumneavoastră la Chișinău decât veniți dumneavoastră aici la mine la Suceava. Așa că vă invităm să veniți la Suceava. Știți foarte bine, veniți dintr-o țară cu probleme, o țară soră, da. României, Republica Moldova, și vă așteptam la Suceava. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnule senator. Alo? Un singur lucru. Vă rog. Fapt care, deci eu l-am remarcat în mod special. Ministerul Educației din Ucraina, care a fost difuzat tuturor deputaților români, era stipulat un neadevăr. O cifră care se referea la școlile moldovenești din Ucraina și... Alea-s glume sovietice, domnul senator. Alea-s glume sovietice. Nu este bine să tolereze în continuare ideologie stalinistă. Corect. Pentru că toți sunt români acolo. Ce vorbim și noi. Vă mulțumim foarte mult, domnul senator. Noapte bună, vă urăm și vă așteptăm cu mult drag la Suceava. Mulțumim de asemenea, toate bune, noapte bună. Noapte bună, mulțumim frumos, domnul Timicean. Deci exact cam ce am spus și noi, ați auzit, un anunț nefericit a unei sovietice de la Ministerul Educației.
Pentru că dacă s-ar fi fost altfel, ministrul educației nu s-ar fi întâlnit cu ministrul nostru al educației. Deci sunt acolo, sunt acolo, cum e și la noi, în fiecare minister, cât un drăgușor de ăsta care a citat pe le. Pentru că suntem destul de întârziați cu emisiunea, vă rog să-l apelăm și pe al doilea invitat al nostru, este vorba de domnul Eugen Levitsky, ministru consilier al ambasadei Ucrainei în România. Despre care spuneam și pentru care trebuie să-i mulțumesc, pentru că atitudinea dânsului a fost una extrem de tranșantă. Eu nu mă așteptam la un răspuns în 3 ore. Eu știam Ucraina dinainte, vorbesc serios. Am avut și un pic de opriliște ca să intru într-o vreme în Ucraina, dar mă rog, s-a rezolvat. Însă problema este una foarte, foarte simplă. Iată că lucrurile intră normal. Aș putea sublinia faptul că noua generație de diplomați ucraineni sosiți la București este o generație de perspectivă, ar spune. Din ceea ce am văzut în cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu domnul ambasador Alexander Bankov, cu întâlnire la sediul Uniunii Ucrainilor din județul Suceava, acolo au fost reprezentanții Comitetului Județean și discuțiile au fost foarte deschise, plus tinerețea domniei sale și energia și faptul că vorbește limba română foarte bine și aceasta este de apreciat. Ca și domnul Levitsky, domnul Eugen Levitsky este din zona Cernuți. Domnul Alexander Bankov, culmea, este din zona de sud a Ucrainei. Da, și da. Chiar din zona aceea în care că acum... Și acolo sunt român. Și acolo sunt român. Acolo sunt român, da. Este o iarbă bună care nu pierde. Și vă recunosc de ceea ce am vorbit noi acum, aproape a spus și domnul senator, domnul academicianul Ioan Cadârgă, care ieri a fost acolo. Și care a observat ce? Deschiderea. Inițial toți au fost desumflați. Spunea că e un cântec de lebădă. Bă, dacă bă, Poroșenko m-a semnat pe lege, m-a promulgat legea, noi de ce să mai vorbim? Iată că se deschid noi canale și ce spuneam mai devreme. Acum să sperăm că lucrurile vor merge bine și un rol important îl va avea și biserica, chiar și prin rugăciunile care trebuie să le spunem, fiindcă, într-adevăr, școala și biserica sunt stâlpii care țin o etnie, o națiune. Biserica iarăși are un rol deosebit. Și... Iată că l-avem în direct pe domnul Eugen Levitsky, ministru consilier al ambasadei Ucrainei în România. Bună seara, domnul Levitsky! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitate. Sincer să fiu, și o spun direct acum, nu credeam că o să primesc răspuns în 3 ore de la ambasada Ucrainei. Păi nu, în primul rând, bună seara tuturor telespectatorilor. Da. Avem lângă noi pe vicepreședintele Uniunii Ucrainilor din România. Județul Suceava. Sigur că da, filiala din Suceava și pe un expert în patrimoniu. Am vorbit despre... limba ucraineană și limba română ca patrimoniu a fiecărui popor și despre problemele, probabil mașinațiile care s-au făcut din partea unor lupi care stau pe gard, pe lângă gard și ne pândesc și pe noi, dar și pe dumneavoastră. Domnule ministru consilier, am spus noi de unul mic și blond care stă pe gard la Donbass și râde de noi acum. Dar nu o să râdă, nu o să-i fie râsul de bine pentru că ne-am prins despre ce e vorba. Domnule Levitsky, eu m-am uitat foarte, foarte atent pe documentul care mi l-ați trimis astăzi pe e-mail și pentru care vă mulțumesc. Aici aveți un paragraf care mie, sincer, mi-a plăcut și anume că partea ucraineană, spuneți dumneavoastră în acest comunicat pe care mi l-ați trimis, în această culegere de idei, ca să spun așa, partea ucraineană va trimite legea spre expertizare la Consiliul Europei și este disponibilă pentru desfășurarea unei consultări cu reprezentanții statelor interesate pentru elaborarea mecanismului de implementare a noii legi a educației. Este o chestiune extraordinară. Deci sunteți deschiși. Practic, dacă s-a făcut o greșeală, o putem repara. Așa și este. În primul rând, să nu credeți că legea a fost făcută așa într-un mod, știți, mă rog, au lucrat juriștii că, în primul rând, Ucraina întotdeauna va respecta și respectă drepturile minorităților naționale la învățământ, la dezvoltarea culturii, la toate ce este scris în harta de la Haga pentru respectarea drepturilor minorităților. Și juriștii au lucrat foarte mult. Nu prea înțeleg de ce s-a stârnit atât de zarvă prin această lege. Și dacă așa e chestia, păi atunci ea deja
sunt negocieri cu Consiliul European și e un lucru, adică se trimite acolo pentru o examinare și, bineînțeles, la Comisia Venețiană. Știți cum este? Nu prea e un lucru cât timp domnul Poroșenco a promulgat-o. Însă, eu cred că deci, această lege, deci nu toată legea e o problemă. Eu am citit cât de cât pasajul din lege. Legea este ok, este problema Ucrainei. Problema este și articolul numărul 7 din această lege. Da, articolul numărul 7 a stărnit niște așa suspecte sau ceva. Dar vă asigur că nici într-un caz nu se lezează drepturile minorităților din România, inclusiv din Ucraina, inclusiv a minorității române. Fiindcă, din potrivă, facem noi ceva ca să îndreptăm lucrurile care nu au fost puse de la bun început, fiindcă din 91, când am obținut independența, Ucraina a obținut-o. Fiindcă, știți care e chestia? Elevii români au fost cam, nu știind bine limba de stat, nu au avut aceleași posibilități să-și facă studiile superioare, să devină savanți, ingineri, deputați, să se încadreze pe deplin în viața de stat a Ucrainei. Și acum, fiind bilingvi, vor fi de două ori mai deștepți. Mai deștept de două ori, nu știu dacă vor fi domnul ministru consilier, dar în mod sigur vor fi mai emancipați, ca să zic așa. Ceea ce vreau să vă spun este că astăzi s-a întâlnit ministrul educației din România cu ministrul educației din Republica Ucraina. Știți ceva ce s-a discutat acolo? S-au discutat, vedeți care e chestia. Implementarea acestei legi, cum a fost declarat și de fapt și de președintele Ucrainei, domnul Poroșenco, va fi împreună cu activiștii minorităților, cu minoritățile din Ucraina și cu vecinii noștri. Adică împreună vom găsi o modalitate de implementare a legei care nici într-un caz să nu fie lezate drepturile românilor din Ucraina. Bun, ministru consilier, noi vă așteptăm la Suceava, știu că ați mai fost pe aici, și vă așteptăm să ne întâlnim cu toți, așa, să facem o horă mare, mai ales că vorbiți limba română foarte bine. Mulțumesc pentru compliment așa de bun. Și vă mulțumim, eu personal vă mulțumesc pentru oportunitate și pentru faptul că am colaborat foarte bine astăzi la realizarea acestei emisiuni. Vă mulțumesc tare mult și vă urez noapte bună. Da, de asemenea mulțumesc, noapte bună. La revedere. La revedere. Deci, domnilor, se poate. Deci, nu simțiți că se face pasul înapoi? Gata, nu mai suntem ăia beșunații. Deci, am dat seama și ei că e... Sau poate pasul înainte, de fapt. De fapt, e un pas înainte, vorba dumneavoastră. Bine spus. Este un pas înainte, nu este un pas înapoi. Timpul se scurge. Vreau să luăm și ultimul telefon. Vreau să discutăm cu un dascăl jet-budget, un profesor de profesori, care știe și psihopedagogie, știe și filozofie, dar una peste alta este suciovean și bucovinean, așa cum îi place domnului Blănaru să spună. Bucovinean să dea. Telefon numărul 3, vă rog. Râdeți de mine cu... Nu râd noastră, doamne ferește! Nu, râdeți de mine pentru că încerc să vorbesc de această minoritate care suntem bucovinenii. Pentru că noi bucovinenii înțelegem cu totul altfel bucățica asta de țară, bucățica asta de nord a Moldovei. O înțelegem în comunitate intrinsecă cu ceea ce este dincolo de graniță și cu ceea ce este în vecinii noștri. Noi o gândim altfel, o gândim împreună. Știți ce spun, prietenii despre mine, nu? Știți ce spun, nu? Cel mai bucovinean Giurgiuvean din Giurgiuvean din Suceava. Știți unde este o foarte mare parte din arhiva instituțiilor din Suceava? Știți unde este actul de proprietate a gării Ițcani? La Cernăuți. A gării, a celorlalte instituții Suceava, a prefecturii. Știți că SNCFR-ul are... A cazinoului din... Are un divatrador. Știți că SNCFR-ul are un document prin care îi se recunoaște dreptul de proprietate. Nu că este și proprietar. Pe aceste documente, practic, gurează clipa de față SNCFR-ul. N-a fost în stare, de 1918 și până astăzi, în aproape 100 de ani, da, să dobândească documente. 99, aproape 100 de ani, da. Dați-mi voie să spun că aproape 100 de ani. În preanul centenar, ca să zic așa cum îi place domnului primar al nostru să spună, deci n-a fost într-o 100 de ani
să intre în poziția unui document care spune că această gară este a statului român. Sau da, a statului ce? Moștenitor a Imperiului, a o bucățică din Imperiul Austro-Ungar. Dar știți de ce domnul Lungu spune despre podul centenarului, că așa spune, podul centenarului ăla care o să-l facă peste apa Sucevei? Știți de ce? Spun românii, spun sucevenii în oraș, că o să-l facă într-o 100 de ani. Da, podul centenar. Da, 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 da. Domnul Mihărescu, cum vi se pare ce a spus domnul ministru consilier? Eu cred că lucrurile se vor și trebuie rezolvate și așa este normal la acest nivel, la nivelul comisiilor interguvernamentale, a comisiilor interparlamentare, la nivelul miniștrilor. Speranța este ca lucrurile să fie așezate, pentru că, într-adevăr, noi aici, la nivel județean, repet, stăm foarte bine în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile regionale din Ucraina. Când la referitor la ce spunea domnul Blănaru, ca vicepreședinte a Uniunii Ucrainenilor, ar spune acum acea tipologie a bucovineanului, bunicul din partea mamei ucraineană vorbea 4 limbi, nefăcând multă școală. Regula era să salute pe cel mai în vârstă în limba lui. Da. Dumnezeu. Asta era regula și atunci saluta pe polonezul mai în vârstă în polone. În iidiș saluta pe negustorul evreu, în germană saluta pe vecina care era mai în vârstă decât el. Nu se îmbărt oamenii în mormânt, măi, oameni buni. Nu se îmbărt oamenii în mormânt. Cam așa era situația. Multe dintre expresiile specifice bucovinene sunt rezultatul unei traduceri din celelalte limbi într-o limbă română. Din germană, din ucraineană, de peste tot sunt traduceri și uneori regăsești tipologia, topica frazei, topica propoziției respective din limba statului din care a fost tradus expresia respectivă. Este ceea ce întotdeauna găseam în ceea ce vorbea bunicul sucevean, de altfel, cum vă spuneam, deci în ceea ce se întâmpla și ceea ce vedeam că se aude și se vorbește în Suceava, în Suceava, care de fapt, știți, dar vreau să vă spun o chestie scurtă. Ce importanță are că eu mă înțeleg cu Linuța și cu Ionel, vecinii mei, dacă tații noștri sunt supărați? Păi tații noștri... Adică șeful și cu șeful. Un Poroșencu și cu un Iohannis. Or fi supărați pentru vreo femeie, vreo vădupă, vreo vădane. S-or fi întâlnit la... S-or fi întâlnit la crâșmă și s-or fi păruit, cine știe. Noi nu ne păruim. Noi nu ne păruim, reprezentăm. Nu, eu sunt prieten cu Costel și cu Ionică și cu Ivan de dincolo sau cu Natasha. Sunt prieten, dar știți, tata zice că dacă te prind dincolo de o gradă, îți rup picioarele. Guvernele sunt ale popoarelor și nu popoarele ale guvernelor. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat și ați onorat invitația. Vă mulțumesc tare mult, eu zic că am ajutat foarte multă lume să gândească. Am calmat multe spirite încinse. Chiar dacă mine, așa cum spuneam, o să fiu declarat spion, agent de influență, nu mai știu de care sau așa, însă eu cred că am scris o pagină de istorie bucovineană astăzi. O pagină de istorie între două popoare care timp de secole au fost împreună. Vă mulțumesc încă o dată și cu prima ocazie o să intervenim iar, pentru că așa trebuie să facem. Și așa simțim noi nevoia, ca bărbați fiind, să facem fără îndoială. Vă urez să nu lăsați lucrurile așa. Vă rog ca pe parcurs să mai vorbiți despre chestiunea asta. Nu lăsați straja să pierd. Dacă pierde straja noastră, da? Vă mulțumesc și noastră, stimați suceveni. Iată, am avut o seară destul de interesantă. Eu zic destul de... împreună cu noi la această emisiune, la această atitudine, la acest tip de atitudine, zic eu, națională, și de o parte și de cealaltă, dar de frăție, fără niciun fel de problemă. Suntem un număr de secole, ne pupăm, am fost împreună și la bine și la rău și vom fi de acum încolo. Dacă unul bagă, nu iau prin gard să sperie să latre câinele, noi nu trebuie să luăm în seamă. Sunt Gabriel Ghincea, ne vom întâlni miercuri viitoare la ora 21, tot aici, pe Ulțile Sucevei. Noapte bună! Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară, vreau o țară.